versetul 31. Faptele Apostolilor, capitolul 9, versetul 31. Biserica se bucura de pace în toată Iudeea, Galileea și Samaria. Se întărea sufletește și umbla în frica Domnului. Și cu ajutorul Duhului Sfânt se înmulțea. Amin. Vă rog să ne ocupați locurile de dumneavoastră. Preveniți, frații și surori, pentru cântărețe din nou, am remarcat în cealaltă cântare de stanță. Și vreau să vă salut în numele Domnului Iisus și să apreciez cel mai sincer cu putință, așa cum am auzit la timpul de rugăciune, că ați venit aici ca să dați întâi etape Domnului Iisus Hristos. Într-o lume ca aceasta în care noi trăim cu atâta stres, cu atâta dramă, cu atâtea lucruri de făcut, să pui într-o sâmbătă seara, trei ceasuri de noapte, vreau să mă mărturisesc sincer că nu mulți pot să facă lucrul acesta. Vreau să mulțumesc fratele Remus că m-a primit. Și până în seara aceasta, fratele Remus, pentru mine s-a dovedit a fi un om de cuvânt și de mare caracter. Și cred că așa va fi și în continuare. Și sunt onorat să stau împreună cu colegi slujitori și să am privilegiul acesta să vă împărtășesc câteva cuvinte din Scripturi. Apoi aș vrea să vă spun tot legat de introducerea de seara aceasta, că de un ceas și jumătate am avut atâta răbdare cu dumneavoastră să vă ascult și v-am ascultat cu interes și cu mare bucurie. Un ceas și jumătate am stat și am ascultat îngerurile, cântările voastre și le-am ascultat din toată inima. Întrebarea care mi-o pun acum, oare veți avea răbdare o jumătate de ceas și îngăduință și cu mine? Amin! Seara aceasta vom împărtăși din cuvântul Domnului. Pentru că spunea fratele Cornel că a sărbătorit de două ori Paștele. Eu vreau să sărbătoresc de două ori anul ăsta Rusalii. Aleluia. Deci duminica următoare la voi, Rusalii. Și vreau să o sărbătoresc în seara asta cu voi. De aceea, în seara aceasta vom împărtăși ceva din cuvântul Domnului legat de mișcarea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu în viața personală și în viața Bisericii Domnului Iisus Hristos. Când vorbim sau când pronunț mișcarea Duhului Sfânt și vreau să fac efort să vorbesc într-un limbaj în care și tinerii care sunt plecați de multă vreme din România și mai ales cei care sunt născuți aici să poată înțelege. Și la urmă poate că, sau știu eu dacă mai am timp la urmă, aș vrea să spun tuturor tinerilor, din toată inima, care s-au născut aici, învățați limba română și faceți efortul. Și este un mod foarte simplu de a învăța limba română. Citind Biblia în limba română.
eu am învățat o limbă străină, citind Biblia în limba aceea. Am luat din drept câteva cursuri la profesori de specialitate, dar apoi, an de rândul, mi-am făcut lectura biblică zilnică în limba respectivă. Asta vă va prinde bine. Primesc săptămânal mesaje din la tinerii America, tinerii români, care sunt depusolați pentru că și-au pierdut limba și cultura română. Și îi spun așa, dacă bisericile noastre nu ni se va predica în limba engleză, noi ne vom prăbădi, ne vom pierde. Pentru că nu mai asimilăm și nu mai înțelegem aproape nimic în adunările noastre în limba română. Și sunt biserici mari americane care, din când în când, americane, române din America, serviciile de vine se desfășoară în limba engleză. Problema este că bătrânii, și nu numai bătrânii, cei de peste 40 de ani, este greu să înțeleagă slujba în limba engleză. Știu eu, dumneavoastră sunteți aici în mijlocul unui popor. V-a așezat Dumnezeu vremelnic aici ca să țineți flacăra prezenței lui Dumnezeu vie în această țară. Biserica aceasta, localul acesta în care noi ne-am închinat, ne închinăm în seara aceasta, cu siguranță căci cu 40-50 de ani în urmă, era plin de frați suedezi. Ei au pierdut. Dumnezeu v-a adus aici să țineți flacăra pocăinței și a credinței și a culturii noastre vie în mijlocul acestei națiuni. Când voi veți pleca din Suedia, dacă veți pleca, când românii vor pleca din Spania, dacă vor pleca, când românii vor pleca din Italia, dacă vor pleca, nenorocirile se vor abate fără număr peste popoarele acestea. Nu pentru că poporul român este un popor mai sfânt. Nu pentru asta. Dar îndrăznesc să spun că și noi, poporul român, încă am păstrat ceva din sfințenia lui Dumnezeu în bisericile noastre. Din slava lui Dumnezeu în bisericile noastre. Și încă mai experimentăm fărămituri ale prezenței, ale manifestării prezenței lui Dumnezeu și a Duhului Sfânt peste bisericile noastre. Mișcarea Duhului Sfânt în vremea noastră este una, o numesc necesară și obligatorie pentru viața bisericii pentecostale. Și vreau să mă adresez vouă, celor botezați de Domnul cu Duhul Sfânt, înfrăcărați-vă. Cei nebotezați de Domnul cu Duhul Sfânt, nu lăsați să treacă rusaliile până când veți face ceva temeinic în sensul acesta și luați o hotărâre chiar în seara aceasta. Și botezul cu Duhul Sfânt? Botezul cu Duhul Sfânt este o experiență unică, nerepetabilă. Domnul nu botează de două ori cu Duhul Sfânt. O singură dată, dar umple de mai multe ori cu Duhul Sfânt. Deci este o experiență unică, nerepetabilă și care se primește de la Dumnezeu prin rugăciune și stăruință înaintea lui Dumnezeu și care este pusă în evidență prin vorbirea în alte limbi și printr-o bucurie nemărginită înaintea lui Dumnezeu.
Numai penticostalii pot să experimenteze asta. Numai penticostalii pot să experimenteze lucrul ăsta. Eu repet. Penticostalii sau Biserica Penticostală este cea din tâi biserică care s-a format. La noi, în România, după cum bine știți, spun că ortodoxii, ei sunt biserica adevărată. Și Biblia spune, acum ca să mulțumesc pe fratele Lemus, și pentru că sunteți fii, adică copii al lui Dumnezeu, de aceea El a turnat în voi Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, pentru că suntem fii. Deci, putem să beneficiem orice copil al lui Dumnezeu, poate beneficia de botezul cu Duhul Sfânt. Și ca să fiu clar, botezul cu Duhul Sfânt nu este o condiție a mântuirii. Nu spune nicăieri în Biblie că este o condiție a mântuirii ca să fim botezați cu Duhul Sfânt. Fraților, îi pun microfonul ăsta sau merge bine? Bun. Nu merge bine? Așa. Mulțumesc pentru îngăduință. Așa. Să spuneți dacă nici asta nu-i bun. Deci, să revenim. Ca și condiții esențiale pentru botez cu Duhul Sfânt, conform Sfintelor Scripturii, ne trebuie doar câteva. Înainte de botezul cu Duhul Sfânt, în mod obligatoriu, avem nevoie de pocăință și de naștere din nou. Domnul nu pune vin nou în burdufuri vechi. Și ni să nu încercăm să ne rugăm și să stăruim după Duhul Sfânt, dacă nu ne-am pocăit din toată inima noastră și dacă viața noastră n-a fost născută din nou. Și nașterea din nou, la nașterea din nou contribuie doi factori. Unu, Cuvântul lui Dumnezeu. Și Petru spune așa, și voi ați fost născuți din nou, dintr-o sămânță care nu poate putrezi și care este Cuvântul lui Dumnezeu și care rămâne în voi în viață. Amin. Al doilea factor. Pavel spune lui Tit, Domnul Dumnezeu ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, pentru bunătatea Lui și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt în viețile noastre. Deci Duhul Sfânt, înainte de a ne boteza, pe lângă Cuvântul lui Dumnezeu, își are locul și efectul ca să lucreze în noi ceea ce numim noi nașterea din nou, o înnoire a vieții noastre. Pentru botezul cu Duhul Sfânt ne trebuie credință. Și fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu, spune Biblia. Și Domnul Iisus Hristos, în ziua cea mare a praznicului, spune Ioan, s-a ridicat în picioare și a zis, dacă însetează cineva, să vină la mine și să bea. Cineva crede, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Spunea lucrul acesta despre Duhul Sfânt care avea să vină. Pentru că Iisus nu fusese încă prostăvit și Duhul Sfânt nu fusese încă dat. Pentru botezul cu Duhul Sfânt ne mai trebuie o cerere cu stăruință înaintea lui Dumnezeu și Biblia spune, dacă voi care sunteți răi, comparativ cu bunătatea lui Dumnezeu, noi suntem niște răi. Știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu atât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce îl cer. Și mai trebuie pentru botezul cu Duhul Sfânt o dorință înfocată. Sunt copii ai lui Dumnezeu care cred. Sunt copii ai lui Dumnezeu născuți din nou. Sunt copii ai lui Dumnezeu pocăiți. Sunt copii ai lui Dumnezeu care să duc și la stăruință. Trebuie să însetăm așa cum n-am însetat niciodată. Nu știu care dintre voi, bănuiesc că frații mai bătrâni au știut ce-i setea. Când eram pe câmp, în vinsul verii,
beam apă din urma de la copita vacii, apă de ploaie, când nu găseam. De acolo beam apă. Să ne ferească Domnul de sete și de lipsă de apă. Dar când ți-ai foame, mai treci peste foame, dar când vine setea, îi mare pericol. Și dacă însetează cineva, a zis Domnul Iisus, să vină la mine și să bea, Domnul e atât de bun, încât dorește să bea Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, oricărui copil al lui Dumnezeu însetat după asta. Dar subiectul nostru principal în seara aceasta este următorul. Care sunt beneficiile sau avantajele botezului cu Duhul Sfânt pentru noi? Ce ne trebuie nouă asta? Biblia spune și Domnul Iisus spunea, mă voi duce la Tatăl, dar nu vă voi lăsa orfan. Este diferență mare între un copil orfan și un copil care are ambii părinți, așa-i? Câtă apărare, câtă mângâiere! Am vizitat, după Revoluție, imediat mai multe orfelinate la noi. Și când mă duceam în mijlocul copiilor, toți din jur, tata, 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 și atâta voiau. Nu pomboani întâi, nu jucării și nu mâncare să-l ia cineva în brațe și să-l strângă puțin la piept. Și el să poată să împletucească mâinile în jurul gâtului și să aibă sentimentul acela că poate să spună tată. Doar cineva de aici care a crescut fără un părinte măcar poate să înțeleagă foarte bine ceea ce spun eu în seara aceasta. Care sunt atunci avantajele, beneficiile botezului cu Duhul Sfânt pentru noi în viața personală și pentru viața Bisericii lui Dumnezeu? Înainte de toate, marele avantaj, beneficiu al botezului cu Duhul Sfânt este că odată cu botezul acesta cu Duhul Sfânt, Domnul toarnă în inimile noastre o bucurie necontrolabilă. O bucurie pe care nu o putem controla. Una dintre roadele Duhului Sfânt este și bucurie. Bucuria Domnului, spune psalmistul, este dăria mea. Iar așa cum se bucură pocăinții, nici bețivii nu se pot bucura așa ca nu. Nu se pot bucura așa ca nu. Ei beau ca să uite de sărăcie, să uite de necaz și să uite de probleme, iar noi ne îmbătăm cu vinul cel nou al bucuriei, al prezenței Domnului nostru Iisus Hristos și a Duhului Său cel Sfânt. Nu știu dacă voi ați întâlnit undeva în lumea asta bucurie mai mare decât la adunare. Sau împărtășia Sfinților la o dată. Când se adună la rugăciune, când se adună la cântare, când se adună pocăiții și împart la iarbă verde bucurie. Când se adună pocăiții și în jurul unui grătar îi bucurie, dar vreau să spun că nu e aceeași bucurie ca acela din lume. Nu! Bucuria pe care o avem noi este una pe care nu putem explica foarte bine. Pentru că este un sentiment pe care noi îl simțim atât în fit în inima noastră și noi vorbim despre el ca și fiind bucuria mântuirii. Și David, omului Dumnezeu, când simțea că Duhul Sfânt ar fi în pericol să plece de la el, el se ruga și spunea așa, Doamne, nu lua de la mine Duhul Tău cel Sfânt. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale. Pune în mine un Duh nou și statornic, Dumnezeule, și sprijinește-mă cu un Duh de bunăvoință. David știa ce înseamnă. Simțea ce înseamnă să plece Duhul Sfânt de la el. Dragii mei, Domnul botează cu Duhul Sfânt o singură dată. Și umple de mai multe ori. Iar cineva de aici care a fost botezat de Domnul cu Duhul Sfânt și nu-l mai însoțește vorbirea în limbi, eu vă spun în seara aceasta, căutați să descupați în
zborul, că-i doar înfundat cu țărână. Iar motivele pentru care a fost înfundat pot să fie multiple, asta este o altă lecție. Dar nu vă speriați! Am întâlnit unii care spun, sunt pierdut, am fost botezat de Domnul cu Duhul Sfânt și nu mă mai însoțește vorbirea în alte limbi. Dacă ai fi pierdut, n-ai fi venit la adunare în seara aceasta. Faptul că ai venit la adunare este dovada că Dumnezeu te iubește și în inima ta mai există o scânteie și mai există o speranță. Ce s-a întâmplat, poate ai întristat de Duhul Sfânt. Să nu tristați pe Duhul Sfânt, spune Pavile Efeselilor, cu care ați fost pecetuiți pentru ziua răscumpărării. Și acolo Pavel continuă și spune o serie de factori prin care noi întristăm pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și spune orice mânie, orice răutate, orice vrăjmășie sau altceva de lucrul acesta, să piară. Dați-ne la o parte din mijlocul vostru și vorbirea noastră să fie cu har și trească cu sare. Pentru că din aceeași vină izvorului, spune Iacob, nu poate să iasă și apă dulce și apă amară. Din aceeași gură nu pot să iasă și cuvinte nepotrivite și vorbele Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Ele ies până la o vreme. Apoi Duhul Sfânt tace. Nu neapărat pleacă și nu pleacă. El tace și e întristat acolo. Ceea ce trebuie să faci, doar să desfunzi izvor. Mărturisește-ți păcatele. Lasă-te de ele. Amin. Și capă-ți îndurare din partea lui Dumnezeu. Amin. Vă mărturisesc și spuneam fratele Remus, întrebându-mă, că altfel nu i-aș fi spus, ce face? Și am spus că le-a dat Domnul o iarnă și o primăvară binecuvântată în biserică. Amin. Și nu numai la noi. De ce? Pentru că tinerii s-au unit în post și în rugăciune și în stăruință înaintea lui Dumnezeu. Și ce s-a întâmplat? N-am predicat eu tinerilor. Vai de mine câte lecții le-am spus. Nu ne-am rugat noi cu toată biserica. Dar a fost un moment când Duhul Sfânt te-a luat în cercetare. Și din tineri pe care îi consideram golan de stradă și care credeam că nu mai este nimic de făcut. Și părinți care au venit prăbușindu-se, spunând, nu mai pot să fac nimic pentru băiatul meu și pentru fata mea, când s-a coborât Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, și când le-a mișcat inima, și când și-au mărturisit păcatele, și când s-au lăsat de ele, au vomitat păcatele. Și au spus, fără să se mai gândească cine aude, am făcut și asta, m-am uitat și la asta pe internet, am făcut-o și pe asta. Am făcut-o și pe asta. Mă las de toate. Și îmi pare rău că le-am înfăptuit. Și Dumnezeu a iertat. Și Dumnezeu a curățit. Și Dumnezeu a schimbat. Și să vedeți acum cântările. Și să vedeți acum rugăciunile lor. Dragii mei, știți ce ne trebuie nouă în vremea asta? Avem cântări, slavă Domnului, frumos. Avem predici și avem predicatori, slavă Domnului. Ne trebuie un pic de unde lem proaspăt. Ne trebuie o țâră de unde lem proaspăt pe care să ne doarne Duhul Sfânt peste cântările noastre, peste adunările noastre, peste întâlnirile noastre. Și atunci, ceea ce nu pot să fac o mie de predici, face atingerea Duhului Sfânt. Ceea ce nu pot să fac 100 de mustrări a părinților pentru copii, face Duhul Sfânt al lui Dumnezeu la clipeala ochiului atunci când Duhul Sfânt al lui Dumnezeu atinge și aduce o bucurie nemărginită. Al doilea avantaj al botezului cu Duhul Sfânt, ne învață Biblia, este zidirea sufletească, personală și colectivă. Zidirea sufletească personală și colectivă. Frații mei, când vine Duhul Sfânt, dar acum ce atenție mai mare ca înainte. Când vine Duhul Sfânt, creează dezordine. Și creează în biserică și în adunare și în grupurile de rugăciune o dezordine. Dar o dezordine sfântă. Ați auzit de dezordine sfântă? Creează dezordine sfântă. Dă programul bisericii peste cap.
Predicatorii își propun una și iese alta. Ne propunem să încheiem adunarea la 9 și iată că nu se poate. Încă. Ne propunem în adunare, câteodată spun așa la evanghelizare. Fraților, vă rog frumos, avem prieteni în seara asta. Aveți grijă, haideți să ne rugăm liniștit. Și începem să ne rugăm liniștit. Și vine câteodată Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și creează o dezordine. Și încep unii să se roage cu niște plămâni, când vine să mă duc la ei și să iau de păr. Îți prieteni la adunare, ăștia fug de rugăciunea ta. Creiem dezordine în adunare. Nu vă rugați așa tare. Hai să ne rugăm așa cum se spune. În zumzet de albine. Așa că la stup, sigur că e frumos. Dar câteodată îl apucă pe câte unul, sau îi apucă pe câte unii, și nu-i poți opri. Și după adunare, mă duc și întreb așa cu sfială de prieteni. Auziți, cum v-ați simțit la noi? Ce v-a plăcut cel mai mult? Și eu așteptam să spună cântările, corul, predica ta. Și spun, când au început, a fost un grup acolo, când a început aia să țipe, să se roage, aia ne-a mișcat foarte mult. Aia ne-a mișcat foarte mult. Și atunci mă gândesc, ce alungă prietenii de la adunare? Un singur lucru, Duhul Sfânt alungă prietenii de la adunare. Nu, nu. Manifestările noastre, care totuși trebuie să le ținem sub control, trebuie să le ținem sub control. Atenție! Sunt manifestări omenești și sunt manifestări ale Duhului Sfânt al lui Dumnezeu când creează dezordine. Însă dezordinea pe care o creează se întoarce dezordinea aceasta într-o formă de zidire sufletească și într-o formă de zidire sufletească individuală și colectivă. Auziți, fraților, le spun eu dinainte la evanghelizare. Avem evanghelizare. Prietenii, nu știm ce e aia vorbirea în limbă. Rugați-vă, vă spun de palme, așa cu înțelepciune. Rugați-vă la evanghelizare cu mintea mai mult decât cu Duhul. Și le spun, și câteodată degeaba le spun. Și încep să vorbească în alte limbi. Că la rugăciune în comun, nu-i păcat dacă ne rugăm de la început până la sfârșit în alte limbi. Să știți că nu-i păcat. Nu-i păcat. Domnul înțelege toate limbile Pământului și toate limbile Cerului și al Universului. El le înțelege și le știe. Și ceea ce nouă ni se pare câteodată dezordine, este ordinea pe care o provoacă Duhul Sfânt în Biserica lui Dumnezeu. Și Biblia spune, cine vorbește în altă limbă, se zidește, sufletește. Vorbește între El și Dumnezeu. Se zidește, sufletește. Pentru că El cu Duhul spune tainele lui Dumnezeu. Și câteodată Dumnezeu în îndurarea Lui îngăduie ca altul lângă El să și tărmăcească ceea ce se roagă. Și într-o adunare de asta de rugăciune, când cineva, erau doar câțiva bărbați care se rugau cu foc și cu tărie, în alte limbi se rugau toți, deodată, unul dintre ei a tăcut, ce-a tăcut și altul, și se rugau unul singur. Și când s-a terminat rugăciunea, cel care se mai ruga în limbi a spus celuilalt, dar de ce te-ai oprit? Păi m-am oprit, pentru că Domnul îmi dădea traducerea la ceea ce te rugai tu. Și ce ți-a tradus Domnul? Mi-a tradus Domnul că tu spuneai în rugăciune așa, Doamne Dumnezeule, și poner la mine mai am o damingeană cu vie. E ultima și vreau să termin și pe asta, să o golesc. Asta se ruga el. A, asta a spus Domnul. S-a dus și a luat damingeana cu vin și a spart-o și a terminat-o cu vinul pentru tot de una. Noi cu Duhul câteodată ne pârâim noi lui Dumnezeu și nu știm ce să-i spune. Nu știm ce-i spune. Sunt păcate pe care nici nu îndrăznim să le mărturisim în adunare, pentru că eu spun în biserică, fraților, haide să le mărturisim păcatele înaintea Domnului. Știi ce rugăciune are? E cea mai sfântă rugăciune. Aveai auzit pe oameni rugându-se. Păi cum să mă rog, eu spun acolo, dar e demus lângă mine și asta aude ce îi spun eu lui Dumnezeu. Dar poate să audă, eu îi spun lui Dumnezeu, e treaba lui dacă aude. Îi spun să audă Dumnezeu.
câteodată noi, prin rugăciunea în alte limbi, mărturisim propriile noastre slăbiciuni și Biblia spune că nu știm să le rugăm. Însă Duhul mijlocește pentru noi înaintea lui Dumnezeu, câteodată cu suspine negrăite și ne ajută să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, botezul cu Duhul Sfânt, ne zidește, sufletește în adunările lui Dumnezeu pe toți la oaltă și ne zidește personal pe fiecare dintre noi. Și trăiază câteodată de zonă. Priviți o adunare. Că vine cineva aici nepocăit într-o adunare, un bețivan, și să scoală fratele, să ia scoală de frumos. Și să duce așa spre el. Poate îți dă Domnul ceea ce mă rog acum. Amin. Și spune așa: bărbatule care ai venit în locul acesta, Dumnezeu îți cunoaște taina inimii tale, lasă-te de băutură și du-te și te împacă cu nevasta ta. Amin. Știi ce face bărbatul ăla? Cade cu fața la pământ. Mulțumesc. Cade cu fața la pământ și mărturisește cu adevărat: Dumnezeu este în mijlocul nostru. Frații mei, sunt penticostal în toate moleculele ființei mele. De la 3 ani, de când aveam 3 ani, în casa noastră era stăruință după Duhul Sfânt. La 5 ani, înțelegeam că dimineața la 3 era rugăciune pe timp de vară și veneau așa și prorocul spunea: bărbatule, du-te și te împacă cu vecinul tău și apoi vii la rugăciune. Nu veni în ceartă. Du-te, femeie, și te împacă cu soacră ta și apoi vino la rugăciune. Nu veni în ceartă, că nu-ți ascultă Dumnezeu rugăciunea. Și se întorcea înapoi și creiază Duhul Sfânt câte o dezordine de asta și închipuiți-vă așa un om pătimaș. Un om însoțit de mai multe duhuri rele și nu trebuie de mai multe, de unul să fie. Și să vină la adunare și să cadă cu fața la pământ și să facă spume la gură și să țipe ca un năuc. Ce spunem noi într-o adunare ca asta? Doamne, să nu fie vreun prieten la adunare. Dragii mei, Duhul Sfânt, când vine în adunare, sunt momente când creează dezordine sfântă, dar să o creeze Duhul Sfânt. Noi trebuie să ne strigăm rânduia la biserici. Noi trebuie să ne supunem rânduia la biserici. Dar să permitem Duhului Sfânt al lui Dumnezeu să stingă cel mic. Să permitem Duhului Sfânt al lui Dumnezeu și să spunem de la începutul serviciilor divine: Duhul Sfânt, asta am pregătit. Dacă tu vrei să stingi, ai toată libertatea. Că ești Dumnezeu din Dumnezeu. Măriți să fie numele Tău. Duhul Sfânt, dacă tu vrei să stingi subiectul predicii, dacă tu vrei să stingi predicatorul, dacă tu vrei să stingi fraților mei, păstori, în seara aceasta, frații mei, pot fi momente când se supără iubită, când nu punem să cânte. Dacă Duhul Sfânt spune altceva, Ionica trebuie să înțeleagă că nu cântă azi, dar va trebui să cânte altcineva. Sau va trebui să alocăm timp rugăciunii. Când vine Duhul lui Dumnezeu câteodată în adunare și ne învăluie la rugăciune, vreau să spun așa, dacă am la biserică și cel mai mare predicator, îi spun, la urmă spui adunarea liberă, tu. Dar nu îl opriți pe Duhul Sfânt când mișcă inimile. Când aduce mustrări de conștiință. Când aducă lacrimi. Când aduce lacrimi de pocăință. Și ce adunare aia, ce rânduială aia, când începe o cântare s-o cânță în românește și în timpul cântării unul începe în suedeză, altul începe în germană, altul începe într-o limbă din cer, altul începe într-o limbă din univers. Și ce rânduială are? Aia nu mai este rânduială omenească, aia este rânduiala pe care o imprimă Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Amin. Și ce rânduială mai are? Când începem să ne rugăm, când unul plânge, când altul se pleacă pe genunchi, când altul cade cu fața la pământ, când altul bate din parte, când altul sare în sus de bucurie. Dacă le face toate astea Duhul Sfânt al lui Dumnezeu,
este minunat. Slavă lui Dumnezeu! Florurile acestea aduc zidire sufletească bisericii și aduc zidire colectivă și personală nouă. Mirosește asta! Avem în oarecare măsură. Am gustat și gustăm din toate astea. Dar avem nevoie, dragii mei, de manifestarea prezenței lui Dumnezeu în adunările noastre. Să ne întoarcem și să aducem slava lui Dumnezeu. Aleluia. În casa de rugăciune. Să aducem slava lui Dumnezeu în casa de rugăciune prin smerenia noastră, prin umilința noastră, prin pocăința noastră. Aduceți-vă aminte la inaugurarea templului la Ierusalim. Ați văzut președintele ce aveți aici în Suedia? Regele, nu? Regele, monarhie. L-ați văzut odată în genunchi. Nu. Știți ce a făcut Solomon când a inaugurat templul de la Ierusalim? El le-a scurit o treabă acolo în fața Dunării. Auziți, Solomon cu coroana pe cap de aur, în veșmintele lui împărătește. În fața miilor și sutelor de mii care erau adunați înăuntru și în afară, spune Biblia că a îngenunchiat. Și mai spune Biblia și-a ridicat mâinile spre Dumnezeu și a zis, binecuvântat să fie Domnul Dumnezeu în cerului și a pământului. Și a făcut rugăciuni în casa lui Dumnezeu. Și Biblia spune, s-a pogorât slava lui Dumnezeu. Și templul s-a umplut de fum. S-a umplut de slava lui Dumnezeu. Mă aștept în secolul 21 ca în adunările noastre, când vin un păcătos, Domnul să-l mântuiască. Amin. Când vin un bolnav, Domnul să vindece. Amin. Când vin un îndrăcit, Domnul să-l elimineze. Amin. Când vin o familie despărțită, Domnul să-i unească la loc. Amin. Când vine ceartă între părinți și între copii, Dumnezeu să aducă pacea. Amin. Când vine ceartă între conducătorii adunării, Dumnezeu să aducă binecuvântarea și slava lui. Amin. Mă aștept, frații mei, mă aștept în secolul 21 să aducem slava lui Dumnezeu acasă. Amin. Să aducem chinotul lui Dumnezeu acasă. Amin. Israel, spune Biblia, după 20 de ani de apostazie, după 20 de ani de depărtare de Domnul, într-o zi de neașteptate, au început să facă și să plângă și să aibă dor după Domnul. Au plâns de dor după Domnul. Avem programe așa de frumoase. Ne mai trebuie ceva din slavă lui Dumnezeu în programul nostru. Din manifestarea prezenței lui Dumnezeu în adunările noastre. Frații mei, sunteți în țara asta binecuvântată. Folosiți timpul. Folosiți timpul că vine Domnul. Ce-am fi noi fără Duhul Sfânt? Duhul Sfânt este speranța învierii Bisericii lui Dumnezeu. Duhul Sfânt este speranța aducerii acasă în biserică a slavii lui Dumnezeu. Duhul Sfânt este speranța mișcării să ne mărturisim păcatele noastre înaintea lui Dumnezeu. Duhul Sfânt este speranța reînvierii Bisericii Pentecostale și a pregătirii pentru răpire. Voi sunteți generația care va fi. Voi sunteți. Nu știu dacă eu, nu știu dacă noi mai apucăm, dar voi, tinerilor, sunteți generația care ne vedea pe Domnul, pe norii cerului, cu ochii noștri. Aleluia, Maranatha! Slăviți să fie lui Domnul. Voi sunteți aceia. Și ce fel de oameni ar trebui să fiți? Voi care nu veți gusta moartea, voi care nu veți auzi, alții nu vor auzi cuile bătând în sicriul capacului vostru, voi veți vedea pe Domnul. Voi trebuie să vă întoarceți și să luați pe bătând de mâinică și să le spuneți, vrem la stăruință, vrem la rugăciune, vrem să aducem slava lui Dumnezeu acasă. Nu ne interesează nimic decât Duhul Sfânt al Dumnezeu și pregătirea noastră pentru eternitate, măriță fie numele lui Dumnezeu. Când vine Duhul Sfânt, cântarea se transformă în zestrare, se transformă în dar.
mântuirii la întâlnim. Și înzestrările pe care le avem sunt ungerea Duhului Sfânt, capătă valoare de daruri duhovnicești, daruri spirituale. Lăudați să fie numele Lui Dumnezeu. Un alt avantaj mă gădesc. De ce ne rugăm noi pentru Duhul Sfânt, pentru botezul cu Duhul Sfânt? La ce folosește? Călăuzire în problemele personale și în problemele bisericii. Nu-i tot una fată de ce mi-o să gândiți. Nu-i tot una feriță. Tu ești de-al colmul. Cum te cheamă? Cum? Estera, câți ani? Ai început să te rogi pentru viitorul tău săț? Iar să începi. De la rugăciunea din fiecare, începe să te rogi. Nu-i tot una cu cine vreau să te rogi. Nu-i tot una. Tu câți ani ai, baby? 14. Ai început să te rogi pentru soția ta, viitoarea ta soție? N-ai început. Începe să te rogi din seara asta. Nu-i tot una. Când îți dă Dumnezeu o soție bună, poți să slujești pe Dumnezeu. O căsătorie reușită te poate ajuta să ajungi în cer. O căsătorie ieșuată ne poate duce în fundul iadului. Nu-i tot una unde muncești. Un serviciu te poate depărta de Dumnezeu, iar un alt serviciu te poate ajuta să-L slujești pe Dumnezeu. Unde nu trebuie să minți. Unde nu trebuie să furi. Unde nu trebuie să... Nu-i tot una. Nu-i tot una unde locuiești. Dacă ți-ai propus să locuiești într-un loc departe de biserică, să știi că departe de Dumnezeu te duci. Nu-i tot una. Prefer să muncesc un salariu mai mic și la o muncă mai grea, dar să fiu lângă biserica lui Dumnezeu și să mă pot duce duminica la dragii mei, noi aproape că ne pierdem dacă nu suntem atenți cu adunarea lângă noi. Dar pe departe de adunare. Ce zice? Lasă-mă că duc eu pocăiță. Ce tăta? Adunare, adunare, adunare. Dragii mei, ne pierdem fără adunare. Am avut un bătrân în biserică care a venit odată și a spus așa, nu mai vin la adunare. Îmi pare rău că nu mai vin. Dar de ce nu mai vin? O mai vin. Nu-mi place nici de tine cum predici, nici de la cum cântă, nici de la cum se roagă, nu mai vin. Dar ce ai să faci? Am să duc pocăința acasă. Nu poți. Ba, pot. Nu poți. Și s-a dus. 3 luni a venit la adunare. După 3 luni a venit și a zis, frate, dezleagă-mă, că eu m-am făcut un jurământ că nu mai vin la adunare. Stai pe timpul cam legat. Tu te-ai legat. Dezleagă-te tu. Că ai făcut un jurământ nebun. Fără Dumnezeu, jurăminte ca asta. Și a zis așa, a început să plângă. Și a zis, mi-e dor de adunare. Mi-e dor de canapeaua pe care stăteam la adunare. Mi-e dor de cuierul care îmi puneam pălăria când veneam la adunare. Mi-e dor de frați și de surori, mă topesc după ei, vreau să vin la adunare. Vino fratul. Și așa a venit. Și n-a mai lipsit la niciun serviciu de adunare. Cât a trăit și a murit. Avem nevoie de călăuzire în problemele personale și în problemele de biserică. Nu-i tot una, nici măcar la ce biserică merg.